Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am reîntâlnit! Suntem din nou împreună, așa cum v-am promis, în fiecare zi, la ora 19, la sesiunile de comunicări, de informații, de dezvăluire de noi tehnici, de trăiri importante în timpul meditațiilor pe care le realizăm. Vreau să vă spun în primul rând că s-a rezolvat problema cu tremuratul în timpul live-ului, după cum remarcați. Mulțumim pentru ajutorul și acest dar minunat din partea lui Alexandra și Alexandru Ionescu, doi oameni minunați despre care eu am mai vorbit. Sunt cei care, cu mâinile lor minunate, realizează niște bijuterii extraordinare. I-am descoperit în cadrul festivalului Body Mind Spirit. Și de la ei am cumpărat acest larimar, piatra Atlanților. Ulterior, colecția s-a întregit și cu cercei. Deci, tot ei observând că noi lucrăm foarte mult cu telefonul mobil, avem nevoie de o tehnologie performantă, să spunem așa, au venit în întâmpinarea noastră și ne-au făcut această surpriză. Mulțumesc, Alexandra, pentru șalul care ai venit din Thailanda, de la cea mai recentă expoziție de cristale la care ai participat. După cum vezi, îmi place foarte mult și cred că ai luat în considerare că turcoazul din reflexiile acestei șarfe de mătase se potrivește perfect cu larimarul. Mulțumesc tuturor celor care ne susțin, celor care au comandat cărțile noastre și cei care și vor mai comanda aceste cărți. Vă spuneam că în această perioadă, deci de ieri, a apărut cel de-al cincelea volum din seria Călător în Infinit. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui volum într-un timp record, aș putea spune, pentru editarea unei cărți. Mulțumesc celor care au lucrat la grafică, grafica deosebită. Mulțumesc pentru corectarea textului și aranjarea în pagină. Mulțumesc tipografilor anonimi pe care nu-i cunosc, care au contribuit la așternerea pe hârtie și îmbinarea atât de perfectă. O să observați, cărțile au pe lângă modul îngrijit de a fi lucrate, au o grafică deosebită, sunt bine tăiate, aranjate, asta dă notă de profesionalism, în primul rând. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut până acum și este important să ne aducem aminte cu respect de toți cei care vin în viața noastră, care picură acolo din nectarul priceperilor și a iubirilor, pentru că sunt foarte multe gesturi pe care noi le putem face din adâncul sufletului nostru și care nu presupun neapărat un mare efort. Să dăruiești ceva, să faci un lucru benefic, pentru că așa simți. Da? Ați văzut ce surprize nebănuite are Universul pentru noi. Important este, știi, acolo sus să lansezi o dorință sau poate chiar dacă nu o exprimi, chiar dacă dorința ta rămâne undeva tăinuită, Universul, credeți-mă că știe. Vă spuneam că în potențialul nostru interior avem toată această cunoaștere. Deci, cărțile din seria Călător în Infinit, vreau să le reamintesc pentru că am observat că sunt noi privitori la aceste sesiuni și noi privitori care nu știu despre mine foarte multe informații și nu cunosc întreaga mea activitate. Deci, eu, în primul rând, sunt formator și specialist în informație energetică și extrasenzorial. La bază sunt jurist, sunt licențiată în drept, am și profesat o perioadă. De asemenea, prin dezvoltarea mea personală, prin chemarea sufletului meu, odată cu activarea conștientă a anumitor abilități interioare, la Sarmi Segetusa Regia, locul drag al sufletului meu, am început să descopăr o cale de a-i susține pe oameni și așa cum eu am trăit propria mea revelație și trezire, consider că este o cale extraordinară și pentru mulți alții dintre voi, cei care veniți în contact acum cu aceste informații.
prin călătoriile inițiatice am realizat un format unic, aș putea spune, pentru că sunt unul dintre pionierii acestor tipuri de călătorii, într-un format organizat, cu mijloace de transport de noi aranjate sau, de fapt, mijloacele noastre personale de transport, microbuze, autocare. De asemenea, tot prin intermediul acestei călătorii, practic, beneficiază participanții la o adevărată conferință în mers. Este un format dinamic. De când plecăm din București, plecările au loc din București, doar în cazul deplasărilor private, la cerere, se poate întâmpla să plec și din alte localități sau chiar din poarta clientului, cum ar veni așa, a celor care solicită un anumit grad de discreție. E, din București, când plecăm, deja începe cursul. Eu devin un canal automat, nu stau să mă gândesc în ce deplasare merg și automat să rostesc o poezie cunoscută sau învățată, ci pur și simplu, în funcție de participanți, de vibrația participanților, de nevoile lor, imperios necesar de a fi satisfăcute în sensul cunoașterii spirituale, automat observ că deschid anumite teme de discuții în timpul călătoriei. Până ajungem la obiectivele propuse, deja oamenii au informațiile, cel puțin de recunoașterea unui loc, asimilate, iar acolo punem accentul pe trăire. Deci am devenit, printre altele, și eu organizator de călătorii inițiatice. Pe mine locurile energoinformaționale, locuri inițiatice, sacre, porți către alte lume, așa cum le mai denumesc, portaluri adevărate energoinformaționale către univers, sunt pentru mine un suport extraordinar transformator și am sesizat că nu doar pentru mine, ci și pentru toți cei care vin împreună cu mine. Poți să spui că energia locului o poate simți în general cam oricine, da, dar contează foarte mult canalul, da, deschizătorul de planuri. Exact cum ați observat și în timpul unei meditații, contează foarte mult mentorul care îți prezintă o informație. De asemenea, locul respectiv tu-l vezi prin prisma trăirilor și emoțiilor tale personale. Vei rămâne conectat cu un loc prin prisma conștientizărilor pe care le ai, emoțiilor și sentimentelor care tu rămâi din acel loc. Da? Deci nu rămâi cu niște date, să zicem, pur turistice, istorice, geografice. Da? Ce înălțime are muntele pe care tocmai am urcat? Ce ziduri, ce înălțime, ce au făcut în ce secol? Da? Nu pe asta pun eu accentul, de aceea și spun că aceste călătorii sunt călătorii inițiatice și nu turistice. Vă recomand din tot sufletul să porniți cu inima deschisă atunci când vreți cu adevărat să cunoașteți un aspect. Să lăsați la o parte șabloanele și teoriile. Încă un lucru important de precizat. Prin prisma experienței dobândite am fost remarcată și prima mea apariție TV a fost la Antena 2, parcă atunci era Oreste, cel care organiza acele emisiuni numite Codul Oreste. Aceea a fost prima mea întâlnire cu televiziunea. Ulterior, am fost invitată și la prima emisiune Puterile Secrete de la Postul 6 TV, încă din 2012-2013. După care am devenit realizator la sfârșitul anului 2013 al emisiunii Turism Spiritualitate Autocunoaștere. Vreau să vă spun că toate aceste deschideri s-au realizat în timp. Nu sunt rodul, să zicem așa, unei minți cultivate. Eu recunosc, sunt rodul unor trăiri și conștientizări cu planurile foarte înalte. Informațiile care le accesez mă determină pe mine să-mi îmbogățesc propria cunoaștere. Deci
nu într-un sistem clasic, așa cum ne-am familiarizat prin școală, să luăm, să începem, să studiem, să citim, să exersăm. Exercițiul meu vine odată cu trăirile și experiențele pe care le am în aceste locuri. Până să ajung să organizez călătorii inițiatice cu oameni care își manifestă interesul, am mers personal de mai multe ori, în primul rând, la Sarmise, Cetusa Regia și pot să spun că în timp, observând transformările care au loc, conștientizările pe care le trăiesc, am remarcat că așa cum pe mine mă ajută vibrația, energia acelor planuri, consider că la momentul respectiv am considerat că a venit timpul să-i ajut și pe alții. Deci este o altă cale către adevăr, către autentic. Deci nu este ceva făcut ca un exercițiu al minții, da? De aceea vă și spuneam că Universul ne oferă mai mult decât ne-am așteptat. De aceea spun că orice cunoaștere la nivel teoretic este deja depășită. Pentru că informația trăită de o persoană devine un adevăr absolut pentru acea persoană. Informațiile de acolo descărcate deja au un impact major, pentru că vin cu vibrația, sunt cuvinte vii, cum le numesc adesea, sunt informații vii care dăinuie peste timp. Și după cum așa, cum ați observat, sunt persoane care spun că recitesc cărțile mele, informațiile de acolo și tot timpul descoperă aspecte noi, vibrante, și au senzația că deja își găsesc răspunsurile doar deschizând o carte, da? Pur și simplu, când au o anumită problemă, chiar confesiunea aceasta mi-a făcut o prietenă dragă chiar acum de curând, zilele acestea, și mi-a zis, zice, știi ceva? Eu uneori când sunt în impas și nu știu ce să fac, mă uit și deschid la o sesiune de-a ta de channeling sau pur și simplu unde îmi vine să deschidă acea carte. Și remarc că Universul îmi vorbește și atunci mă liniștesc, zic ok, gata, am găsit un reper, știu de unde să încep cu rezolvarea problemei respective. Da, este și asta o metodă, o cale. Mă onorează și îmi place foarte mult să aflu destăinuirile voastre, pentru că în felul acesta îmi dau seama că ceea ce fac are un sens de univers în totalitate știut de mine pe parcurs descoperit. Iar încă un lucru foarte interesant, eu am realizat cu cei care merg în aceste călătorii, facem grupuri pe WhatsApp și acolo mai comunicăm unii cu ceilalți, ne împărtășim experiențele pe care le avem, ne mai întrebăm ce mai facem. Cea mai recentă călătorie pe care am realizat-o anul acesta a fost în Iordania cu peninsula Sinai din Egipt. Curcare pe muntele Sinai. Grupul nu a fost foarte numeros, dar foarte bine închegat, să zicem așa, din punct de vedere vibrațional și al cunoașterii. Și una din prietenele, pentru că toți oamenii care merg deja îi simt prieteni, deja nu mai există acea relație între profesor-elev sau neapărat între client, da, și prestatorul de servicii, ci pur și simplu devenim prieteni și sunt adevărate prietenii care dăinuie peste timp. Îmi spunea că ea lucrează în Norvegia și acolo este asistentă, se ocupă în special de persoane cu probleme de ordin psihic, care au nevoie de susținere, de transport, un fel și de asistență. Și îmi spunea că la un moment dat ea nu a reușit tot timpul să vadă, sau chiar dacă reușește să vadă în direct aceste live-uri, preferă să, când are timp, acel timp pe care cu toții îl mai avem prin trafic, prin și bine, când suntem pe afară, dar oricum există niște timp pe care îi considerăm noi morți. E, uite, învățați să beneficiați și să fructificați acel timp. Vă dau o sugestie pe care am văzut-o
de la alți oameni care o practică foarte des, își înregistrează sau dacă au conexiune la internet direct foarte bine, dar își înregistrează, își descarcă pe o memorie a telefonului, de exemplu, sau alt dispozitiv, meditațiile, cursurile, muzica care le place, da? Și în timpul acela dau drumul și practic câștigă timpul, nu îl pierd. Și spunea că era la un moment dat în mașină cu o persoană care suferă de anumite tulburări, destul de agitat așa în tipul de comportament. În momentul în care a dat pe difuzorul mașinii și sau pe telefon a dat mai tare sesiunea, una din sesiunile acestea pe care voi le puteți vedea abonându-vă la canalul meu de YouTube, Dimitri Apuchiu, dar le găsiți și pe site-ul meu pe www.travelinfinit.ro postate, a spus că a sesizat o schimbare a comportamentului persoanei respective cu probleme și a constatat că deja a început să se liniștească, rămăsese, deși nu vorbesc în limbă nordică, da? Ci în română, dar urmărind tonalitatea vocii, a început să se calmeze, a rămas captat și urmărea. Deci e clar că pusese pe hands-free telefonul și urmărea tot ceea ce eu comunicam. Și a spus că niciodată pe acel pacient l-a văzut liniștit cum nu știe să-l fi văzut vreodată. Deci ai un efect terapeutic doar și prin vorbe. Mulțumesc, sunt onorată și mă bucur că în felul acesta, uitați, la mii kilometri distanță, fiecare om, fiecare suflet cu deschis devine deja un canal și poate să observe vibrația. Eu oricum vorbesc așa cum sunt inspirată, cum nu stau să mă gândesc ce am de spus, ce am de făcut, ci pur și simplu mă simt la rândul meu într-un fel ghidată dintr-un plan foarte subtil. Pentru astăzi spuneam că aș vrea pentru cei care nu cunosc și poate au intrat acum relativ recent pe aceste live-uri sau văd această primă înregistrare pentru ei pentru prima dată, să le aduc la cunoștință cărțile pe care le-am scris. Începând cu 2017, eu am început seria Călător în Infinit. Este o serie pe care eu am programat-o să aibă 7 volume. Primul volum, Primii Pași, în ea se regăsește și tehnica de autovindecare pe care eu am trăit-o și aici este descrisă. Da? În Fiii Luminii, cel de-al doilea volum, eu am descris aici tehnică de protecție energetică, chiar printre primele pagini găsiți această tehnică de protecție energetică și iarăși dacă citiți sesiunile de channeling din interior, veți mai descoperi și alte două tehnici doar citind. De asemenea, al treilea volum, channeling în locuri energoinformaționale, tot așa cuprinde o colecție de mesaje primite în locurile speciale din România. Sunt informații care consider că au o utilitate practică și care sunt deschizătoare de minți, aș putea spune, adică vă oferă posibilitatea să găsiți niște răspunsuri, indiferent de domeniul de activitate. Cel mai recent, primul volum, de fapt, al anului 2020, când deja nu mai este cel de mai recent, este volumul 4, Noi și civilizațiile extraterestre. Acest volum are în rând, în paginile sale, o sesiune pe care eu am trăit-o la sfârșitul anului 2018, început de an 2019, la zona cetăților dacice de la Sarmisegetusa Regia. Este chiar în zona sacră a cetății Blidaru, o cetate care are funcția aceasta de antrenare, așa avea atunci menirea, a paranormalilor luptători, aș putea spune, mai corect, mai la obiect, da? Deci a luptătorilor. Și acolo, în acea sesiune, mi s-a spus despre acea
acel bombardament de radiații gamma, dar atenție, n-aș vrea să-l vedeți ca un element nociv, ci așa cum și ei au precizat, vine spre binele nostru cel mai înalt. Aceste radiații gamma au un efect transformator în sensul de a reuși să susțină civilizația umană în procesul de evoluție. Deci asupra structurilor noastre au loc niște transformări prin intermediul acestor radiații gamma care vin din cosmos, din univers. De asemenea, este important să înțelegem că în afară de informațiile care fac referire la acest moment, tot în acea tabără, 28 decembrie 2018, o să găsiți aici, tot în paginile acestea, mi s-a dat un mesaj foarte scurt pe care n-am vrut să-l dezvolt, am ieșit din starea respectivă atunci imediat, pentru că structura mea este o structură pașnică și nu am crezut că deja încep să devin un vestitor al anumitor informații. Am considerat să păstrez pentru mine aceste informații și să nu intru în foarte multe detalii, dar iată că atunci, la Sarmi Segetusa Regia, în 2018, mi s-a spus războiul se apropie. Și am întrebat eu la vremea respectivă despre ce război este vorba. Putem colabora și cu evenimentele acestui an, pentru că ceea ce trăim noi nu este așa o întâmplare cu acest virus. Putem considera că este o formă de manifestare a unei agresiuni. Pentru că atunci, prin termenul de război, noi tindem să ne gândim numai la un război convențional, cu arme, cu armamentul specific dimensiunii noastre. Aflați că există mai multe tipuri de războaie în acest univers. Pe lângă războiul informațional, prin dezinformare, propagare de știri false, toxice, care să inducă stări negative, ca să înțelegeți la ce fel de război informațional mă refer. Dincolo de aspectele care privesc zonele militare, să zicem așa, nu intrăm în acele detalii, mai există și acest război bacteriologic. Da? Cine și imagina că va apare un virus cu un impact atât de mare. De aceea vă spun că prin sesiunile de channeling aș vrea să le citiți foarte bine, cei care le aveți, știu sigur că le veți reciti încă o dată. Veți constata că sunt informații nu numai cu dată precisă. Aici, în volumul 4, mi s-a dat data, anul. Da? În alte sesiuni, cu siguranță, eu am mai primit diverse avertismente sau informații care să ne ajute în cercetare, în dezvoltare, în progres, nu neapărat care vizează o anumită dată. Tot așa, în volumul 5, în cel mai recent volum, Conștiința, Informația, Meditația, sunt prezentate tot așa sesiuni de channeling care completează sesiunile din volumul 4. Sunt informații care s-au așternut pe hârtie anul acesta, perioada ianuarie-februarie, început de martie. De asta vă spun că aceste volume au fost scrise foarte rapid și cele ultimile două consider că sunt utile, mai ales în aceste vremuri. Aici simt că sunt mai multe informații de interes imediat de depășirea acestei crize. Bineînțeles că chiar și după ce va trece acest 2020, informația de aici rămâne activă și prezintă anumite scheme, informații care vă vor ajuta în evoluția voastră în continuare, da? Și după acest an 2020, deși 2021 sau forever. Vreau să vă spun că astăzi, de exemplu, m-am gândit la mesajele pe care le-am primit după sesiunea de ieri. Am observat că fiecare dintre noi, este un adevăr arhicunoscut, tinde să interpreteze o informație prin prisma propriei lui vieți, experiențelor de viață, da? Este un element normal, da, este un fenomen normal,
acesta de a ne raporta la realitate din punctul nostru de vedere, da? din trăirile noastre. Automat, aceste puncte de vedere nu pot fi atot cuprinzătoare, pentru că sunt anumite aspecte care poate ți scapă, da? Nu pentru că nu ai ști despre ele, dar poate în momentul acela nu le dai importanță. Sau nu le consideri imperios necesare sau foarte importante pentru tine, dar pentru o altă persoană sunt foarte importante. De aceea vin acum să mai fac câteva precizări foarte clare. Când vorbesc la modul general despre o anumită categorie, nu știu, socio-profesională, politică și așa mai departe, eu mă raportez la o anumită majoritate, dar majoritatea nu înseamnă întregul. De asemenea, încă un aspect care vreau să-l punctez și să înțelegeți. Eu nu sunt genul care să bag sămânță de râcă. Mi-e pare foarte rău că unii dintre cei care urmăresc au interpretat sinceritatea mea și trăirea mea prin prisma experienței mele și problemelor cu care mă confrunt eu personal ca fiind o separare. Eu nu creez separare și nici măcar ură de clasă, ură etnică, confesională sau așa mai departe. Eu spun doar informații pe care eu le trăiesc, pe care le conștientizez și acolo unde observ anumite disfuncțiuni sau acolo unde primesc niște informații care să lămurească, care să ne ajute să găsim o soluție, da? Sensul comunicărilor acesta este unul constructiv, după cum foarte bine ați remarcat majoritatea dintre voi. Da? Deci dorința mea este de a aduce pace, armonie, de a contribui la creșterea vibrațională a noastră. În acest sens, chiar am mai primit încă un mesaj de genul acesta care l-am citit vis-a-vis de frecvență, dar nu stau acum să-l detaliez. Studiat din punct de vedere științific, s-a constatat că fiecare structură energo-informațională, așa cum o numesc eu, deci fiecare ființă merge pe anumite, este emițătoare a anumitor frecvențe. Iar vine în completarea meditației de ieri, a 11-a, da, cum spuneam, cifra maestrului, exercițiul pe care vi l-am propus, prin care să vă ridicați vibrația, să intrați pe frecvențe mult mai înalte, iată că vin în completare, tot da, mulțumită și datorită acelei minunate prietene care studiază, a venit în contact de foarte mulți ani cu multe informații de spiritualitate și împărtășește și ea la rândul ei cunoașterea ei. Mă ajută foarte mult această împărtășire a informațiilor, pentru că, de asemenea, tot de pe Facebook au fost persoane care chiar mi-au trimis poza dintr-una din cărțile lui Radu Cimamart, cel mai recent volum, care vorbește de asemenea despre radiații gamma. E, haideți că poate de în felul acesta este important să punctăm și aspectele astea. Sunt niște lucruri oarecum intime pe care vi le povestesc acum, personale, din culisele apariției seriei Călător în Infinit. Lucruri pe care le-am mai spus așa întreagăt, poate nu toată lumea a fost atunci pe fază în cadrul emisiunilor Turism, Spiritualitate, Autocunoaștere pe care le realizez. Sunt două subiecte pe care vreau să vi le aduc în atenție. În primul rând, vis-a-vis de trăirea mea personală. În momentul în care am luat decizia să mă apuc de scris, după ce la Costești de nenumărate ori, chiar în templul bibliotecă în care am făcut meditație și împreună cu voi, da? Am primit de multe ori acest mesaj: cartea este scrisă, ea trebuie doar tradusă. Ok, deci în planul universal aceste informații sunt menite să fie revelate în dimensiunea aceasta. Asta este traducerea prima, grosomodo să zicem așa, a mesajului. Ceea ce am înțeles eu, ok, cartea este scrisă, ea trebuie doar tradusă, adică transpusă într-un limbaj. Pentru că în scrierea universală, într-un limbaj universal al luminii, există
o formă abstractă pentru creierul nostru și e nevoie, prin abilitățile mediumice, de acest proces de traducere, adică nu de traducere într-o limbă pământeană sau cum înțelegem noi printr-o traducere dintr-o limbă în alta a pământului, ci este vorba de o traducere dintr-un plan superior, da, de descărcare a celor informații așternute în planul conștiinței colective pământene. Bun. Pe de altă parte, am primit mesaje tot acolo la în același templu. Vizual mi se arăta un papirus, o peniță care scria cu litere de aur și am înțeles că este momentul să mă apuc să scriu. Nemaipunând insistențele dragului meu soț, hai, apucă-te și transmite informația, pentru că cu siguranță va ajuta pe foarte mulți oameni, nu o ține doar pentru tine. Ok, zis și făcut. Și într-o zi de ianuarie 2017, mă apuc, mă așez comod, îmi iau o agendă cu foie de matematică, cum îmi place să scriu, și constat că înainte de a începe, zic, simt nevoia să am o comunicare cu Universul și rog Universul să mă inspire ca informația mea să fie de utilitate practică, să nu repet ceea ce au spus și alții, pentru că aceste câmpuri informaționale sunt libere pentru foarte multe persoane și există posibilitatea să spui cuvânt cu cuvânt, da, sau anumite sintagme, anumite fraze, anumite idei într-o variantă care poate să inducă ideea că, domne, este plagiat sau că l-ai citit pe Cutărescu și de-aia rescrii și tu informația respectivă. Țin foarte mult, mai ales cei care mă cunoașteți de atâta timp, știți că țin foarte mult la originalitate și chiar sunt una dintre apărătoarele, să zicem așa, a informației autentice și penalizez destul de aspru, de câte ori mă prind, pe cei care încearcă să imite sau să copieze și însușindu-și ca fiind cunoașterea lor, când știu foarte bine modul de exprimare, inclusiv virgula cum o pun. Bun. Și în condițiile astea, știind și dorindu-mi să devin un canal autentic, să transmit informații noi care nu mai sunt transmise până la un moment dat, aud mesajul exact când începeam să scriu, să mă concentrez la primele idei, așteaptă, ridică-te, și simțeam un imbold de a merge spre bibliotecă, biblioteca din casă. M-am ridicat și observ că mi se oprește privirea, privind așa rafturile de la bibliotecă, pe un set de cărți sigilat, de ani de zile cumpărat. Setul conținea cele trei volume, Conversații cu Dumnezeu, al lui Neil Daniel Oș. N-am înțeles de ce este necesar, dar ulterior, pe măsură ce citeam, conștientizam că aceeași viziune despre divinitate, informațiile pe care eu le conștientizasem în decursul timpului, erau deja coagulate de acest autor. Zic, ok, acum am înțeles, deci abordarea aceasta este una corectă pe de-o parte, pentru că n-o să spun chestii chiar atât de extraterestre și greu de asimilat, da? Și atunci am început scrierea volumului 1, în care vorbesc despre informație, structuri informaționale, nivele de conștiință, deci în primii pași. Surpriza a fost și mai și după ce, ok, primul volum s-a spart gheața, nu mă așteptam să mai mă trezesc cu încă un tras de mânecă din partea Universului la scrierea celui de-al doilea volum, Fiii Luminii. De data asta am fost pusă să citesc înainte prima carte a lui Radu Cinamar, Viitor cu cap de mort. Am citit-o pe nerăsuflată, aveam senzația că deja știu acea informație, nemaipunând că chiar cu înainte de a citi cartea, eu am avut o revelație în timpul întoarcerii mele dintr-o călătorie inițiatică din Bucovina, în care am fost transpusă în fața Sfinxului, din fața Sfinxului
Am călătorit în interiorul muntelui și acolo am descoperit ca un fel de încăpere în care vedeam un sistem de proiecție. Mi-aduc aminte, încerc să mi-aduc aminte exact cum am perceput eu, da? Ulterior citind cărțile lui, clar are o descriere a lui personală. Deci, în momentul în care am intrat, am văzut seturi ca de fișiere, dar nu într-un format de bibliotecă cum suntem noi obișnuiți. Și exista o masă în centrul acelei săli în care vedeam ca un fel de sistem, de acolo se proiectau niște imagini cu o viteză foarte mare. Am asistat în revelația respectivă la proiecții care făceau referire intuitiv, doar ce mai mi-am adus aminte, la originile Pământului, la primele etape de dezvoltare ale Pământului, la geneză, la etape din istoria Pământului acestuia, dar date, știți cum, ați privi cu o viteză mult mai mare de redare, când ai da pe, când vezi o peliculă pe repede înainte, vedeam în flash-uri, în imagini. Știu foarte bine că și vă sfătuiesc și pe voi să nu vă impacientați când, în timpul unei meditații, nu puteți să captați cu mintea conștientă volumul mare de informații, dar înțelegeți că Universul are un alt sistem de a lucra cu noi, mai ales atunci când accesăm în câmpurile informaționale. Informația respectivă se captează la nivel de subconștient în structura ADN-ului tău, rămâne în structura ta informațională, în celula ta informațională, acea informație, și ulterior începe să fie derulată. Și cu fiecare conștientizare care o ai tu ulterior, dai tu senzația că ți este familiar, ca și cum ți-ai aduce aminte, bă, dar eu știu informația asta, de unde o știu, deși conștient n-ai făcut nimic în sensul ăsta, vine de undeva din interiorul tău acea cunoaștere. Ei, cam așa funcționează revelațiile care prin care se realizează accesări de date. Deci, uneori îți vin, în momentul ăla nu poți să și redai. Este și dintr-o economie de timp, timpul oricum în univers curge altfel, dar ca și o convenție să se raporteze la nivelul nostru de captare a timpului, se condensează rapid, în câteva secunde sau minute, un volum foarte mare de informații, ca și cum ai citi biblioteci întregi în câteva secunde, da? Bun. E, și revenind la apariția acestui de al doilea volum, eu știam în mare că vreau să vorbesc despre bucegi. Când am citit primul volum și am zis, uite că mai este unul care vede și a văzut încăperea aia și că totuși vorbim același limbaj, înseamnă că accesăm aceeași bază universală de date. Pot să zic că am fost altfel însuflețită, cu mai multă încredere să redau, fără să mai am acel scepticism, știu eu cât o înțelege din informații. E, slavă Domnului și sunt recunoscătoare că a spart unul gheața înaintea mea. Iarăși încă un aspect foarte interesant și vă spuneam că este o enigmă cine este acest personaj, Radu Cinamar. Știu că foarte mulți vă întrebați cine este. Și eu mi-am pus întrebarea asta firesc. Am sesizat că are o protecție foarte mare în ce privește scanarea și penetrarea câmpului lui. Este decizia lui dacă va considera Universul sau el, liber, conștient, va dori vreodată să iasă la lumină sau să se întâlnească măcar cu unii dintre noi, va fi decizia lui. Nu insistați acolo unde observați, pentru că observați că există un impediment. Nu încercați să dați cu picamărul unde nu este cazul, pentru că e ca o formă, pot spune, de respect față de omul respectiv. Dacă nu insista, e ca și cum ai încerca să-i forțezi mâna, știți, sau să-i încalci liberul arbitru. Importantă ce este? Cunoașterea și informația. Este foarte interesant că după ce, într-un fel, am senzația că se completează informațiile noastre, adică ale mele și al lui Radu Cinamar, vin să puncteze din perspective oarecum clar diferite, că suntem entități unice fiecare dintre noi, observ că, într-un fel, suntem inspirați să facem cam aceiași pași. Deși el inițial, eu nu mi-aduc aminte să fie anunțat că va face o serie de 7 volume, a anunțat
acum la apariția, tot în februarie, deci înainte să lansez eu cel de-al patrulea volum, Noi și civilizațiile extraterestre, cu câteva zile înainte el a lansat, deja ieșea de la tipar, deci cartea clar a fost scrisă înainte, a anunțat că va fi acesta al șaptelea volum, încheiând un ciclu de scriere ale lui. E foarte interesant cum de-am fost inspirați amândoi să vorbim de o cifră 7. Eu am anunțat-o de la început, deci de pe la 2017 am prevăzut că va fi o serie de 7, el de asemenea. Sunt persoane care îmi spun extraordinar ce spui tu, uite, am citit și la el. Este cât se poate de explicabil acest fenomen. Câmpurile universale sunt deschise, cum vă spuneam, depinde de vibrația și persoanei, canalului respectiv, de capabilitatea lui de a accesa un anumit tip de informații, plus de asta inspirația pe care să o aibă vis-a-vis de a transmite și ce fel de informații să transmită și în ce moment. Știu că suntem pregătiți să aflăm adevărul. Umanitatea a ajuns la acest moment oarecum de răscruce, aș putea spune. Mulți văd că această eră va fi spirituală sau nu va fi deloc, au spus-o și alții înaintea mea. Este un moment transformator, de noi depinde să facem ca viața pe această planetă să evolueze, civilizația noastră să evolueze și să nu cădem din nou într-o plasă întunericului, să ne întoarcem la epoca primitivă. Este important să ne dăm seama cât de responsabili suntem vis-a-vis de viața noastră, dar în primul rând și de viața planetară. Exact ce spuneam și ieri. Suntem într-un sistem, suntem într-o rețea informațională. N-ai cum să te extragi ei. Indiferent, da? Deci nu mă refer la sistemele pământene. Chiar și la sistemele pământene tot asta e. Tot ești într-un cadru unei familii, deci un sistem familiar. Ești născut într-un oraș, ești într-un sistem urban. Deci există formele de manifestare ale sistemului de la macro la micro, da? De la nivel universal la nivel pământean. Și automat, fiind interconectați în acest sistem, prin ridicarea vibrației, prin fiecare conștientizare, prin salturile pe care le facem noi personal, în dezvoltarea noastră personală, noi ajungem să ne ridicăm asupra acestor sisteme la un moment dat, să înțelegem mecanismul în care suntem incluși. Înțelegând de deasupra sistemului, adică dintr-un nivel superior, având acea înțelegere de tip superior asupra întregului, reușim în felul acesta, de fapt, să ne dăm seama mai repede, să observăm exact când vezi mai de sus o hartă, știi foarte bine unde te poziționezi și în ce direcție să mergi. Cam despre asta este vorba. Acum, înțelegând și venind să punctez încă o dată vis-a-vis de acest sistem, spre a nu lăsa anumite persoane nedumerite vis-a-vis de viziunea mea și a se înțelege că, de fapt, o informație captată din planurile universale își găsește utilitatea în toate sistemele pământene de organizare. Exact cum spuneam, de exemplu, alchimizările care se realizează, transformările prin radiațiile gamma. Asta ar trebui să fie în domeniul de cercetare al medicinii, al studiului ființei umane. Iarăși, structurile de siliciu, că ne transformăm în structuri de siliciu și structura noastră este pregătită. M-am pus, am studiat, am căutat efectele elementelor care conțin siliciu asupra organismului uman. Mi-am dat seama că au o legătură cu efectul de regenerare al biologicului uman, îți conferă un echilibru și te ajută să conservi structura ta, chiar să-i prelungești longevitatea, da? Deci, într-un fel, specia umană se adaptează noilor, pe de o parte, frecvențe și vibrații în care ajunge Pământul, iar pe de altă parte și noi, în mod conștient, înțelegând informațiile astea, putem face din interior spre exterior să venim cu noi tehnologii. Acum, am atins și de unde a pornit toată acea răscolire și nedumerire a unora.
A venit de la, că am deschis eu subiectul vis-a-vis de sistemele financiare, de cum reușim noi să depășim momentul de criză, care afectează și un domeniu firesc, de tip pământean, inclusiv aspectul financiar. Vin cu cunoașterea pe care am dobândit-o în alte planuri. Vreau să vă spun că am sesizat în alte forme, în alte dimensiuni. Acolo n-am prea văzut neapărat ideea de monedă. Oricum, nivelul lor de elevare transcede mijloacele noastre de tip pământean. Adică, acolo nu se mai pune problema să dau un ban, da? Să dau o monedă, ca și convenție, ca să dobândesc un obiect. Ajung să materializeze prin structura lor. Probabil, și chiar vă recomand, dacă mai găsiți, apropo de recomandări pe care aici, pe canalul meu, pot să le fac libere, dacă se mai găsește cartea Telos, este un set de trei cărți scrise de Aurelia Jones, da? A fost la editura Foriu, a apărut. Știu că la un moment dat autoarea a decedat, ea era un canal viu și intra în rezonanță cu dimensiunea a cincea. Parte din aceste descriere ale dimensiunii a cincea le puteți citi și prin intermediul acelei cărți. Iar eu personal, când am intrat în rezonanță cu aceste planuri elevate, cu alte civilizații, cu alte dimensiuni, am sesizat cum, într-adevăr, acolo nu mai există această convenție și necesitate în materialitate. Acolo lucrurile se împărtășesc, se împrumută, nu mai există acel simț cum îl avem noi al proprietății. Știi, ăsta este pixul meu, eu l-am cumpărat. Da? Acolo, dacă are cineva, are nevoie de un pix, îl folosește și ulterior îl lasă acolo, îl utilizează altă persoană. Asta este unul dintre principii. Asta vis-a-vis de atașamentele noastre față de material și de materie. Încă un lucru interesant vis-a-vis de organizarea sistemelor, ceea ce am conștientizat, inclusiv în planurile universale și în planurile cele mai elevate, indiferent de civilizațiile care există în univers, există o ierarhizare, sau să zicem, nu neapărat o ierarhizare, ba da, există și o ierarhizare, dar există o specialitate pe domenii. Sunt ființe care au anumite funcții, care își împart aceste atribuții conform zestrei lor informaționale, nivelului și cunoștințelor pe care le-au acumulat în decursul existențelor lor. Da? Și atunci vorbim așa despre o clasă a îndrumătorilor, a profesorilor. Da? Există și acolo și în alte dimensiuni oameni specializați spre a împărtăși cunoașterea, de a fi formatori. Da? Pe de altă parte, există și un domeniu medical în care sunt persoane care au această specializare, se ocupă cu tot ce înseamnă domeniul vindecării, sub diverse forme, energetice, informaționale, folosind diverse alte instrumente, folosindu-se de tehnologie. Deci există și acolo, să zicem, un domeniu medical. Există un domeniu al constructorilor, al luptătorilor, al conducătorilor, care în sistemul piramidal universal coordonează toate aceste activități. Deci nu vă imaginați că tipul de sisteme pe care noi le întâlnim la nivel pământean este doar de tip pământean și că acolo sus lucrurile stau așa, cumva suspendate în aer. Nu, formele de organizare de la macro se reflectă în micro. Da? Deci inclusiv pe planeta noastră poți să zici că există această inspirație de cum a fost omul determinat să se organizeze în bresle, da, la început, da, în comunități cu informații și cu meniri clar specializate. Ei, iarăși, încă un lucru vis-a-vis de aspectul financiar. Astăzi, la un moment dat, vroiam să mă odihnesc un pic și chiar în starea aia de alfa, înainte de a intra în somn, mi-a venit ideea cum să explic sistemul, fluxul financiar, din punct de vedere financiar. Bine, se poate extrapola la orice alt domeniu, dar știu că pe mulți îi doare, în special în perioada asta, mă, până la urmă, cum circulă banii ăștia într-un sistem organizat.
Haide să... mi-a venit ca și informație modelul copacului. Avem deci un copac care are rădăcini, trunchi, ramuri. Da? Asta văd, poate găsesc ceva care să scrie mult mai... Ăsta nu prea scrie, nu l-am testat înainte. Există rădăcinile copacului și ramurile copacului, da? Bun. Nu știu dacă se vede, este, văd că destul de închis, încă un marker negru sau un pix negru mi-ar trebui. Bun, o să încerc să întăresc tot cu o culoare închisă. Stai să văd dacă acest maro merge mai bine, pentru că vreau să vedeți și vizual. Știu că foarte mulți dintre noi suntem ființe vizuale, percepem și menținem mai ușor, reținem mai ușor o informație când o vedem descrisă prin desen, prin grafică. Sper să se vadă, da? Deci, rădăcinile copacului, trunchiul și ramurile. Bun? Sunt trei mari planuri. Deci, în ceea ce privește sistemul de organizare, fluxul banilor, să zicem, în natură, da? Deci chiar la propriu, fluxul banilor în natură s-au redat prin intermediul naturii. E, avem aici rădăcinile. Aș asemăna aceste rădăcini ca fiind sursele de producere a banilor, da? Să zicem sistemul privat. Că asta a deranjat pe mulți și a zis că, domne, fac diferențe între sistemul bugetar și sistemul privat. Nu, sunt strâns legate, nu pot exista unele fără celelalte. Da? Așa cum de la bază, din rădăcină, apar prin rădăcini, da? Se extrag resurse, sunt alchimizate, acestea sunt conduse și permit plantei, da? Copacului, să se hrănească. Bun, avem acest, deci, prin plan de manifestare al rădăcinilor până la nivelul solului. Al doilea plan, haideți să luăm varianta de mijloc, varianta trunchiul, pur și simplu trunchiul copacului, cel care stă drept, zvelt. Da? Deci avem un trunchi. Planul 3 sunt crengile, coroana copacului. Bun. Și mă rezum și fac, cu toate că se poate fi extrapolat în mai multe sensuri, dar în mai multe domenii, să înțelegeți cât de simple sunt toate aceste analogii și că, de fapt, informațiile tuturor care pot ajuta dezvoltarea diverselor strategii pornesc de la lucruri simple și rezolvarea lor este foarte simplă. Numai că noi avem senzația că ne trebuie, știu eu, ce altă cunoaștere, ne trebuie informații exportate din exterior, foarte bine analizate. E, haideți să luăm modelul în naturii, da? În momentul în care privatul, da, preia nutrienții din sol, da, prin activitățile pe care le face, el atrage un capital, banii, da? Banii sunt conduși prin intermediul rădăcinilor, da? Din structura lor, deci ei, mai departe, transferă prin taxe și impozite, spus altfel, prin ceea ce dăruiesc mai departe, permit trunchiului și coroanei să se dezvolte. Pentru că asta, pe de o parte, asta este și, într-un fel, să zici, menirea lor, nu rămân doar la nivel, fluxul acela nu rămâne doar la nivel privat, da? Și pur și simplu el începe deja fluxul banilor să urce, să mențină, să dea naștere plantei următoare. Prin sistemele de structura plantei, da, acele vase care conduc mai departe nutrienții, planta începe să se dezvolte generând ramurile. Deci dacă rădăcinile le-am asociat cu sistemul privat, cel care culege ca o furnicuță tot ce este necesar, e nevoie de o stabilitate, de unde pornesc niște resurse. Aceste resurse, da, care permit propria viață a rădăcinii, dar să permită și dezvoltarea mai departe a copacului în sine, aceste resurse sunt captate de cine? De sistemul centralizat, adică de sistemul conducător,
Da? Haideți să considerăm aici sistemul conducător tot ce înseamnă funcții de administrație, chiar sistemele de guvernare, deci toți factorii de decizie, poți să zici că în structura, prin structura acestui trunchi interpretăm că ar fi acești factori de decizie. Ei mai departe, ce fac? Redistribuie, permit fluxului să se ducă către ramuri. Dar este necesar să existe aceste ramuri, pentru că însăși planta, deci însuși sistemul de stat, da? Sistemul unui stat, n-ar putea exista nici fără rădăcini, da? Dar nici fără ramuri. Pentru că la rândul lor, aceste ramuri, prin frunzele, prin sistemul de fotosinteză pe care îl creează, alimentează și contribuie în totalitate la sănătatea și viața întregii plante. Deci, inclusiv prin ramuri, da, prin procesul de fotosinteză, se hrănește acest sistem. Bun, dacă la mijlocul plantei, trunchiul, reprezintă sistemul de coordonare, haideți să înțelegem de unde toată această supărare și unde mai pot apare sincope. Dacă în structura copacului apare, să zicem, o bacterie sau apare un dăunător, da? El ce face? Sapă și sapă în interior, distrugând, da? Creând breșe în sistemul de alimentare. Haideți să considerăm că acești dăunători poate sunt persoane care fac diverse erori, voit sau nevoit. Sau prin necunoaștere, da? Că poți, cum spuneam, de multe ori, dacă apar diletanți în locuri de decizie, poți să zici că întreg sistemul îl consideri gănuos, da, deja cu probleme, deja, da, apar găuri în structura lui, se devitalizează întreg arborele, adică este devitalizat atât sistemul public, da, sistemul bugetar, cât și sistemul privat. De ce? Pentru că dacă aici apar sincope în interior, imaginați-vă că există firișoare care sunt interconectate, da? Și în același timp permit transferul de sus în jos și de jos în sus a energiei, da? Fluxului energetic. Da? Ei, imaginați-vă că pe acest flux sunt purtați, de fapt, sunt purtate resursele financiare. Ei, dacă apar aici sincope și începe unul începe să depoziteze și creează un blocaj într-un anumit flux, da? Și în loc să se ducă seva unde trebuie, din cauza problemei, da? Problemei generate din interior, da? Apare un viciu, da? Ramura, să zicem, care ar fi preponderent alimentată, să luăm așa, pe un anumit domeniu, să zicem un anumit minister, da? Dacă nu dă mai departe drumul în domeniul respectiv, clar întreg domeniul, da, cu tot ce înseamnă frunzulițe, crenguțe ale domeniului respectiv, se prăbușește, se usucă, da? E, dacă avem această comparație, eu zic că este mult mai clar și mai simplu și apar toate neînțelegerile, toate aceste neînțelegeri de fapt sunt dizolvate și rezolvate. A se înțelege, un sistem, deci dacă la bază fiecare individ, da, fiecare dintre noi reprezintă, să zicem, acel om generator de resurse. Dacă rădăcina este foarte viguroasă, adică toate ceea ce se află la baza unei societăți, da? Toți oamenii își fac cum trebuie treaba, da? Lucrează. De asemenea, în sistemul bugetar, da? Pentru că aici sunt oameni care vin în serviciul întregii comunități, inclusiv, deci cum spuneam, prin ramuri mai departe coboară toate aceste resurse benefice pentru întreg arborele, da? Uite, ăsta este copacul vieții sau copacul statului, cum vreți să-l numim, da? E, cam așa funcționează și într-un sistem financiar. Poate le-am dat vreo idee și unora să revizuiască în felul acesta. Eu am și spus, prin cărțile mele, prin cunoașterea mea, găsesc niște scheme foarte ușor și simple de înțeles. Dacă înțelegi un mecanism, indiferent de domeniu, poți să zici că deja ai găsit rezolvarea. Pentru că înțelegând mecanismul care se află în spate, îți dai seama cu ce soluții să vii. Da? De exemplu, dacă apare observ dăunători, clar, ei trebuie să excluși, da? Ca să nu vicieze întregul sistem. Pe de altă parte, dacă apar
să zicem, disfuncțiuni care afectează pe întreg, da, în tot statul. Să zicem, nu mai există resursă de apă. Păi, resursă de apă înseamnă infuzie. Da? Ai nevoie de infuzie de capital. Păi și atunci vii și hrănești, da? Pentru că dacă ai lăsa și te-ai baza doar pe ce poate să tragă biata rădăcină ca să susțină întreg aparatul, da? Trunchiul și coloana, s-ar putea la un moment dat, el nemai având resurse, da? Că de aici asta era problema, el mai având resurse, n-are nici cum să susțină inclusiv coroana, inclusiv trunchiul. Acestea s-ar usca. Deci, vedeți, suntem într-un fel, într-un sistem, vrem, nu vrem. Da? Suntem unii dintre noi la rădăcina copacului, alții în coroana copacului, alții în trunchiul copacului. Dacă ar fi să ne împărțim așa pe funcțiile pe care le avem. Implicit avem, într-un fel, în acest tot unitar, ca totul să funcționeze, este nevoie de un flux și de o coerență în realizarea acestor conexiuni. Da? De asta este important să asculți ce necesitate, ce are nevoie rădăcina ta ca să-ți meargă ție bine. Păi are nevoie acum să fie pur și simplu infuzată, da? Să aibă nevoie de resurse ca să poți tu mai departe să existi. Da? Că degeaba salvezi, zici tu, trunchiul și coroana. Păi da, dar fără rădăcini ai rămas uscat. Da? Îți tai rădăcinile singur, da? Însăși vitalitatea. Vedeți cât de important este să fim uniți? Ei, despre asta vorbesc eu. Prin conștientizările pe care le am, chiar prin, uneori prin manifestarea durerilor noastre personale, descoperind problemele mele pe care le avem, ne dăm seama ce putem face. Haideți să găsim împreună o soluție. Eu mi-am oferit și sunt dispusă să colaborez, da, cu absolut orice domeniu de activitate. Da? Inclusiv, uite, vis-a-vis de legea cu partea dacică, cu administrarea, poate sunt persoane interesate care vor să știe și un alt punct de vedere spre binele general, cum să pună în valoare acest patrimoniu, da? Cum să creeze ceva unic, aparte, să aducă un plus de valoare, nu să ne conformăm și să ne plafonăm la nivelul standardului. Suntem muzeu, da, ca orice alt muzeu. Și ce facem? Exact cum, nu știu, cum au și alte state, au niște ruine, mergem, ne pozăm și la revedere. Eu vin și vă garantez că am foarte multe idei în sensul ăsta. Uite, de exemplu, cum spuneam, unul dintre sugestiile, da, pe care le am, hai să ne uităm, să ne inspirăm de la irlandezi, da? Acolo există această tradiție străveche a druizilor, a celor care comunică, a spiritelor naturii. Pe acolo au creat ceva pe baza legendei și rădăcinilor lor spirituale, ceva cu totul aparte. Ai mai auzit undeva tu de un parc sau de o pădure destinată spiritelor naturii, unde să vezi, să simți zânele, spiritele naturii? Este o poveste care poate fi transpusă cu un șarm deosebit, dar dincolo de poveste, la noi, cu atât mai mult, da, există o realitate. Deși și realitatea spiritelor naturii există, da, după cum știm, se poate comunica. De exemplu, străbunii noștri foloseau și această tehnică de a se folosi de animale sau de a vedea prin structurile vii, de la distanță, poți să zici dronele acelor timpuri. Da, uite, ca și comparație, da? Nu foloseau drona, da, în sistem de spionaj, în ce privește, ci se foloseau văzând, transpunându-se în șoim, da, prin ochii șoimilor, păsărilor care se aflau deasupra unei zări, prin freamătul pădurii, simțind foșnetul și comunicarea la nivel. Da, și există, să știți, sunt persoane care au canalele deschise, în special pe partea aceasta. Vedeți cât de diferiți suntem? Faptul că nu toată lumea poate sau că nu toți avem deschise anumite filoane de comunicare cu Universul, aș vrea să fiți un pic mai reținuți înainte de a-i judeca și să înțelegeți că ceea ce tu nu vezi nu înseamnă că nu există. Este exact ca și adevărul suprem. Îl vezi pe Dumnezeu așa ca și într-o formă clară, concretă, cu ochii tăi fizici? Nu, dar tu ai credința și știi că există, îi simți prezența
fiecare dintre noi în sistemul său de credințe, dar simte prezența, știe că există. Dar cum? Cum arată el? Da? E, așa aș vrea să nu mai mergeți cu idei preconcepute și sfatul meu ăsta este, domne, dacă eu nu pot sau dacă eu consider că prin educația pe care o am nu pot concepe așa ceva, ia mai discută un pic cu sufletul tău, cu spiritul tău, ai viziunea unui maestru să înțelegi că și ceea ce tu nu poți sau ceea ce tu, ție nu ți este familiar, s-ar putea să existe în acest univers. Numai că tu poate n-ai ajuns la acel nivel de dezvoltare. Bun. Acum v-am transpus pentru astăzi pe Facebook-ul meu, v-am postat o fotografie dintr-unul dintre templele mai puțin băgate în seamă sau care nu ies în evidență foarte tare, de la Costești. Acel templu eu l-am numit Templul Conducătorilor. De ce? Pentru că acolo am sesizat că vin ființe spirituale foarte înalte care fac parte din structurile de conducere, căpetenii, precum și sacerdoți. Pentru că mulți se întreabă, bun, ce are spiritualul cu luptătorul sau cu conducătorul? Păi exact cum am spus mai devreme. Totul există într-un sistem, se completează unul pe celălalt, suntem condiționați unii de ceilalți, nemai punând că însă și în istoria neamului nostru există clar dovezi și din timpurile cele mai vechi și nu numai neamul nostru, fiecare conducător a avut un inițiat, un paranormal, să zicem așa, în termeni mai exacti. O ființă care a avut acces la informațiile universale, un sfătuitor. Așa cum un Deceba, un burebista, da, mai corect spus, au avut ca sfătuitori un preoții, sacerdoții, da, a fost un deceneu, așa cum, de exemplu, Ștefan cel Mare a avut pe Daniel Sihastru. Și exemplele pot abunda, da, de exemplu, Sfântul Nicodim a fost un sfătuitor cunoscut al zonei astea din Serbia de astăzi, din partea Dunării, urcând mai departe către Muntenia, a întemeiat Vodița, a urcat spre Ponoarele, aici nu a fost acceptat, pe urmă a întemeiat la Tismana, a fost inclusiv în zona Oltului, fiind recunoscut și în cronici un sfătuitor al domnitorului Mircea cel Bătrân, acest sfânt Nicodim, da, care a rămas ca reper spiritual. Și el i-a fost și duhovnic, dar și sfătuitor domnitorului. E, vedeți că până la urmă, totuși, conducătorii din vechime, în timpurile contemporane s-au cam modificat un pic lucrurile, aceste ființe au fost folosite, să zicem așa, sau sensul existenței lor pe lângă forurile de conducere a fost de acela de a inspira și de a avea acces la informația Universului, de a se alinia unui flux. Da, bun, ok, mie îmi trăznește prin cap să, nu știu, să duc o bătălie, să cuceresc un teritoriu, să, nu știu, da, să iau o anumită decizie, chiar și de ordin organizatorii pentru poporul meu. Dar, până nu se consultau și nu simțeau că există de undeva o reconfirmare a informației, aș putea spune, în termeni mai noi, da, nu recurgeau la luarea celor decizii. Vedeți cât de important este acest aspect unitar al spiritului, al aspectelor noastre de luptător, de coordonator, de vindecător. Nu degeaba în potențialul nostru interior sunt cel puțin aceste mari patru ramuri pe care eu le-am sesizat și le-am descris în volumul 2, în Fiii Luminii. Deci, prin urmare, este important acum să ne dăm seama, până la urmă, prin racordarea la acest templu, care este sensul experienței noastre. Vreau să vă, în primul rând, să vă centrați atenția asupra vouă, asupra interiorului vostru, da? Asupra voastră, asupra structurii voastre interioare, a potențialului interior, aspectului conducătorului din voi. Apoi, mai departe, să treceți la
a conștientiza menirea unor astfel de direcții de organizare, da, în lumea aceasta. Să înțelegeți că toate sistemele, absolut toate, pe lângă faptul că depind unele de celelalte, au nevoie de aceste deschideri de câmpuri, da, informaționale, spre binele cel mai înalt al tuturor. Da? De exemplu, dacă, uite, în situația actuală, sub aspectul vindecătorilor, da, acum uitați câte cadre medicale, întreg sistemul medical este extrem de solicitat. Poți să zici că greul cel mai mare a picat pe umerii lor. Înțelegeți că în afară de această de organizarea aceasta medicală, următoarele structuri solicitate sunt structurile armate, da? Și ne mai punând structurile de coordonare, de conducere, adică cei de care cu toții depindem când iau anumite inițiative și dau anumite direcții. Nu se poate să trăim într-o societate, să zicem, separați unii de ceilalți, știi? E, pe de altă parte, când observăm că un anumit domeniu are nevoie de susținere, cu siguranță fiecare dintre voi acum sunteți mai aproape de toate persoanele care sunt implicate în acest proces de vindecare. Empatizați cu ele. Ați vrea să-i ajutați atunci când ajung în stare de extenuare, când observați că devin și ele victime ale și prostei gestionări a sistemului, dar și a virusului în sine. Da? Pe de altă parte, când vă dați seama că sunt ființe, sunt suflete ca și noi. E, atunci parcă nu-ți vine să stai așa cu mâinile în sân și să zici, e, asta e, ce mă interesează pe mine. Păi da, te interesează pentru că tu, la un moment dat, măcar o dată în viață, hai să o luăm sub forma interesului, dacă tot nu te interesează, da? Hai atunci să o luăm sub forma interesului tău imediat. Măcar o dată în viață, treci o dată, măcar să dai bună ziua la doctor, nu știu, depinde de problema fiecăruia cum are. Dar măcar o dată apelezi la genul acesta de servici. Îți dai seama că ai nevoie de un medic, de un doctor. Dacă știu că asta este, pare, sub forma interesului, este un interes meschin. Dar hai să gândim deasupra sistemului, exact ce vă propuneam și ei. Haideți să privim la nivel unitar, să privim la nivel de suflet. Acolo, de fapt, sunt suflete întrupate care au această menire și care și ele, la rândul lor, au nevoie de o susținere. Când bateriile tale, da, încep să se epuizeze, vii cu un nou acumulator, vii cu o nouă infuzie de energie. E, absolut tot ceea ce înseamnă dorința de a ajuta la nivel global activează în structura ta acel spirit al conducătorului, al coordonatorului. Da? Parcă tu ești cel, da, ești devii într-un fel parte implicată în acest proces de susținere. Chiar indiferent de, cum spuneam, nu trebuie să ai neapărat o funcție de conducere acum, în prezent, profesional vorbind, dar din aspectul tău înțelegi prin compasiune și vii în susținerea întregului, da? întregului sistem, indiferent de cum sau ce părere avem noi. Indiferent dacă există și chestii din astea, cum am spus noi, mai intervin și viruși, da? Din interiorul sistemului, da, dăunători sau persoane care sunt acolo nu din vocație, ci doar dintr-un interes, știu eu, ca să le fie bine, ca un loc de muncă asigurat. De obicei, non-valorile se observă, sunt la un moment dat excluse. Despre această lume mai bună despre care vorbesc despre sinceritatea de a descoperi harul și darul tău, să găsești locul tău potrivit împlinirea menirii tale, integrarea în întreg sistemul. De asta nu se recomandă, domne, să bagi acolo pe bază de nepotism pile pe un om care n-are ce căuta în zona respectivă, că de ăla te împiedici, ăla, sau să te ferească Dumnezeu
de prostul care, prostul care îi dai o putere, o funcție. Păi ăla, în primul rând, după cum se spune, bine, acolo proverbul era legat de o altă etnie, dar eu aș generaliza-o la nivel de maturitate și de capabilitate, da? Să ferească Dumnezeu să nimerească un om care habar n-are de nimic și să-i dai pe mână instrumentele puterii. Păi atunci ne mirăm de ce copacul începe să se usuce, de ce întreg sistemul avem tendința să-l catalogăm ca fiind viciat. E, acum este momentul să lucrăm cu înțelepciune, astfel încât să vedem rezolvate toate aceste probleme, crescând vibrația încă o dată. Poți să ajungi la crearea unui arbore al vieții viguros, da? Dând forță pe alte premize, să produci acele vindecări sub toate formele, da? Inclusiv la nivel de sistem, la nivel de biologic, da? Vindecările de care este nevoie acum. Prin forța ta, da? Prin acel conducător din tine activat, să găsești inspirația de a acționa. De a acționa într-un sens benefic. Da? Nu pe războaie, nu pe împărțit de pumni și răzbunări de doi bani. Cum v-am zis, nu asta este intenția mea. Niciodată nu m-am gândit la o idee de separare, ci am realizat că, de fapt, unde există o problemă, unde există un pericol eminent, astfel încât să se ia, cu siguranță vor auzi și cine trebuie, va auzi și cine trebuie această informație, să se ia măsurile de acum spre remediere, spre rezolvare. Exact, știți cum e? Exact când faci curățenie. Da? Să zicem, ai făcut ceva, ai murdărit o suprafață, ai curajul, asumă-ți și nu lăsa zona aia murdară, da? Ia cârpa și începi să ștergi locul pe care l-ai murdărit. Da? Cam spus și într-o altă manieră ceea ce vreau să spun și mesajul meu din adâncul sufletului meu, care este. Este un mesaj care vine de undeva inspirat. Poate cu siguranță înțelegem că toți suntem părți implicate și importante în dezvoltarea societății noastre, în dezvoltarea acelei lumi mai bune. Bun, acum, haideți să ne racordăm în interiorul templului, templul conducătorilor de la Cetățuia, da, de la Costești. Aveți ca și suport ce este vizibil și în prezent. Sunt doar 4 fragmente din coloanele care au fost acolo cândva, ale acelui templu. Prea puțin știu această informație. Cum spuneam, sunt informații care nu mai pot fi reconstituite pe căile convenționale, istoric, arheologic și așa mai departe. Dar avem un mare avantaj că prin dezvoltarea noastră noi putem citi, scana în trecut, în timp și spațiu, citi amprentele energetice lăsate acolo și în felul acesta poți să zici că nu sunt pierdute acele informații. Și dacă vrei, chiar poți să le pui în valoare, la adevărata lor valoare, apropo de o altă perspectivă asupra cetăților dacice și valorilor și cum ar trebui ele promovate cu adevărat. Bun. Revenim în stare de conștiință extinsă. Începem ușor să ne calmăm structura noastră. Respirăm adânc. Observăm cum corpul nostru începe să se liniștească. Musculatura se relaxează din cap până în picioare, exact ca și cum ar trece un val care aduce relaxare de sus până jos.
acest moment se deschide un culoar de lumină. Pe care structura noastră călătorește deja spre templul conducătorilor de la Costești. Vizualizăm cum străbatem timpul și spațiul, cum structura noastră ajunge în munții Orăștie, deasupra cetății Costești. Simțim iarba de sub picioare, covorul moale, mulțumim entităților veghetoare ale acestui spațiu că ne-au inspirat să ne racordăm la acest loc. Cer permisiunea de a se deschide planurile informaționale acum. Mulțumim conducătorilor bravi ai acestui neam, reperelor de vitejie, moralitate, spiritualitate, ale neamului nostru. În acest prezent, solicităm accesarea informațiilor menite să ne conducă la rezolvarea situației prin care trecem, din toate punctele de vedere, organizatorice, de coordonare, de vindecare, astfel încât să trăim în armonie și echilibru perfect cu tot și toate, spre binele cel mai înalt al fiecărui om, al acestei națiuni, dar și la nivel global. Sunt ființe înalte, din punct de vedere vibrațional. Este posibil să percepeți prezența lor, a diversilor conducători pe care îi cunoaștem, cel puțin măcar prin prisma istoriei de care am auzit, sau chiar căpetenii, conducători al vechiului stat Cetodac. Eu percep și conducători veniți din alte dimensiuni, din alte civilizații, inclusiv din civilizația primordială, atlanți și lemurieni.
Mi se spune, este necesară o adaptare de la modelul universal către modelul pământean, să se transfere această cunoaștere astfel încât ea să poată fi implementată conform realității pe care voi o trăiți. Mi se repetă. Deciziile trebuie luate conform realității obiective curente. Observ, vizualizez ca și cum există pe o masă, pe o tablă, diverse piese. Adică elementele curente, mi se spune. Da? Voi datele problemei, altfel spus. Voi trebuie să faceți ca ceea ce aveți, atât la nivel, se împart în două situații, în două planuri. Pe de o parte, în funcție de problemele pe care le aveți, în partea cealaltă, aveți soluțiile pentru problemele respective. Ceea ce vă este vouă dat acum este să conștientizați, să cuplați fiecare problemă cu rezolvarea oportună, benefică a ei. Deci să luați cele două elemente din cele două planuri, să le asociați astfel încât să rezolvați ecuația. Deci, din câmpul ideilor, din câmpul proiecțiilor, din câmpul informației, există un anumit tip de informație. Intuiți diversele posibilități, dar trebuie să alegeți din aceste variante soluția cea mai bună. Adaptată, mi se spune încă o dată, realității pe care voi o trăiți. Se referă la realitatea și dimensională, conform nivelului nostru de elevare. Bun. Percep niște elemente, le văd sub forma unor figuri geometrice care plutesc, pur și simplu. Dincolo de plan în care am văzut aceste figuri geometrice, deci eu văd problemele și soluțiile într-un sistem geometric. Da? E, așa mi este redată acum informația. Într-un plan superior, există tot astfel de figuri geometrice, dar sunt oarecum într-un plan, se vede că este un plan subtil, mai puțin dens. Ceea ce doriți voi acum este să captați din noile soluții pe care le percepeți la nivel subtil, din alte planuri, ca acestea să devină soluții viabile în realitatea obiectivă a voastră. Deci să le puteți, să le materializați. Deci asta este schema de lucru cu informația. Ok. Gândiți-vă inclusiv la problemele voastre personale, în care trebuie să luați anumite decizii, acum sau în viitorul imediat apropiat. În
acest moment cereți să fie cuplată cu problema voastră soluția cea mai bună din univers. Mi se spune, sunt strategii noi pe care începeți să le implementați acum. Acest plan superior, mulți nu l-au văzut sau nu l-au conștientizat până acum, ca fiind o șansă de rezolvare a problemelor din planul liniar 3D. Abia acum, o parte din semenii voștri percep din această perspectivă noile oportunități. Privind în spațiu, constat, dacă ar fi să o luăm așa pe planuri de, pe nivele de conștiință care există în acest univers, în dreptul fiecărui nivel de conștiință există soluții care se pot implementa potrivite pentru nivelul de jos al planului nostru, în acest plan material. Deci soluții există din mai multe nivele de conștiință. Deci sunt câmpuri informaționale care dețin soluțiile problemelor actuale. Activați în acest moment potențialul interior. Vizualizăm cum se activează potențialul nostru interior acum. În piept, steaua noastră divină, acel grăunte de mărgăritar, divinul din noi, se extinde, pătrunde în structura celulelor noastre, corpul nostru devine corp de lumină și mai mult decât atât, suntem acum în potențial. Din această stare mi se spune, mentalizând și amintindu-vă de problemele cu care vă confruntați fiecare dintre voi, ridicați vibrația către planurile pe care le văd. Sunt planuri efectiv ca și cum le-aș vedea etajate în eter. Fiecare din noi călătorește către nivelele de conștiință din univers, către aceste câmpuri informaționale. Remarcați la nivel individual fiecare dintre voi unde vă opriți, unde sesizați, crescându-vă vibrația, da? Conștient, nivelul 4D, 5D, 6 și așa mai departe. Urcați acolo până unde simte sufletul vostru că are un reper de preluat. Rămâneți în acel nivel vibrațional cu care v-ați fi familiarizat deja. Fac referire la meditația de ieri. Vizualizați cum vă extindeți conștiința, sunteți în potențial, sunteți într-un perimetru de siguranță al structurii voastre, sunteți înglobați în acest potențial,
potențialul devenind o sferă, ca un vehicul pentru voi, în care voi călătoriți în aceste dimensiuni. Veți remarca, este posibil să vedeți într-o altă formă găsirea unor răspunsuri sau unei informații. Fiecare din noi poate percepe într-un mod diferit. Mie, cum mi este revelată informația în acest sens, este sub forme geometrice. Acele forme geometrice sunt înglobate în structura mea. Efectiv, sunt absorbite în corpul de lumină al ființei mele. Faceți abstracție de orice zgomot exterior, rămâneți centrați. În acest moment percep o rază de lumină care pătrunde prin chakra coroană deci în nivelul vibrațional în care am ales fiecare din noi să fim. În acel loc percepem o rază care conduce lumina și informația în structura noastră. În acest moment percep o altă trăire în care suntem acum noi practic racordați la sursă. Ne reunim într-un spațiu al luminii, ca și cum ne-am prinde ca într-o horă, ținându-ne de mână. În interiorul acestei hore se află pământul, globul pământesc. Îmi reamintesc, în voi se află scutul. Deci în momentul ăsta, gestul, imaginea sugerează ideea de ocrotire la nivel planetar. Iubirea întregului pământ cu tot cu locuitori, cu tot ceea ce există.
Transmitem iubirea noastră către toți cei care sunt cei mai încercați acum, cei care au nevoie de susținere superioară, de lumină. Doamne, dă-le forță, intuiție, claritate, echilibru, armonie. Transmiteți mai departe iubirea voastră, empatizez cu cei care se simt neputincioși acum, le simt revolta interioară, frustrarea, cei ce se simt victime. Cei ce au angoaste, cei ce nu înțeleg de ce lor li se întâmplă asta. Sunt întrebări de tip uman, firești. Să-i ajutăm și pe aceștia să transceadă această stare. Să gândească la un nivel superior. Experiența pe care eu o trăiesc, spre binele lor cel mai înalt. Percep ideea de sacrificiu. Doamne, susține-i pe cei ce se simt sacrificați. Emitem cu dragoste sentimente de iubire, ca aceștia să fie întăriți, să-i susținem să fie protejați de divinitate, să iasă din programul sacrificiului. Să-i ajutăm pe cei ce se simt constrânși, pierduți, deznădăjduiți. Cei care nu reușesc să se calmeze, acum să fie ușor calmați, să li se aducă liniște în suflete și în mintea lor, spre a găsi soluții. Oricine ar fi ei, nu mai este timp
pentru orgolii. Să fie inspirați să nu acționeze din orgoliu sau prin prisma unui interes care nimicește interesul general. Percep simfonia a noua, o de bucurie a lui Beethoven. Îmi răsună în minte. În acest moment percep creșterea nivelului de încredere în forțele proprii a fiecărui om. Ridicarea și vindecarea lor sub toate aspectele fizic, mental, emoțional și spiritual. Puterea pe care o simțim acum în structura noastră este o putere de dincolo de noi. Fie ca prin puterea noastră să-i susținem și pe cei care se află acum în nevoi. Observ cum deasupra pământului se creează efectiv floarea vieții. Deci o rețea sub forma florii vieții. Care începe această plasă să se extindă, să se sătura ei, să spunem așa, în fibrele de conectare, da? Cum știm, floarea vieții cu cercurile acelea concentrice, circulă fascicole de lumină cu o viteză din ce în ce mai mare, astfel încât îmbracă tot pământul cu acest strat de protecție, cu viul vieții, mi se spune. Astfel încât conștiința colectivă este infuzată din nou cu sentimente de curaj, speranță, încredere, cu putere, cu sănătate, cu iubire. Este scutul de care are nevoie pământul la nivel informațional, mi s-a spus. Scutul la nivel de conștiință colectivă. Degrevarea lui, eliminarea din conștiința colectivă a tuturor emoțiilor, gândurilor negative, astfel încât oamenii să se poată racorda, să simtă vibrațiile noi ale luminii.
încă de la început am fost foarte atentă la emoțiile pe care le-am simțit înmagazinate în zona de carantină a medicilor care sunt, n-aș spune chiar, izolați, hai să zicem, ca să nu zicem sechestrați. Și acum reevaluez sistemul de acolo, cum se simt ei, că s-a schimbat ceva. Ok, se multiplică. Am înțeles că mai sunt astfel de situații în care cei infestați au fost puși la oaltă cu cei sănătoși, astfel încât toți s-au infestat. De unde sentimentul și mi-au curs lacrimile pentru sacrificiu. Ideea că simt revolta în interior. Deci mai sunt astfel de zone unde sunt oameni care se simt sacrificați. Bun, acum, pe toți aceștia care se află în astfel de situații, în special pe aceștia, izvor de speranță, de credință. Totul este bine. Se rezolvă. Depășiți cu bine această stare. Vor veni către voi toate soluțiile fizice, materiale de care aveți nevoie spre a fi salvați. Acum. Mentalizăm un flux de soluții, de informații concrete care să-i ajute acum să iasă din această stare. De asemenea, soluțiile să le găsească foarte rapid cei de care depind viețile oamenilor acestora. Știu că presiunea și povara este destul de mare. V-ați asumat, duceți mai departe, cu încredere, găsiți soluții. Acum le veți găsi ușor. Conștienți, acum, particulele de lumină informaționale pătrund în structura voastră exact ca niște stropi unei ploi și sub această formă voi veți găsi soluțiile pentru voi înșivă, pentru viețile voastre. Prin dăruirea voastră comună, voi deschideți fluxul de a găsi la rândul vostru ajutor, susținere, de a găsi informațiile necesare și utile pentru voi. Văd că mi se exemplifică în felul următor. În funcție de ceea ce dăruiți conștient, de intensitatea trăirilor, emoțiilor și serviciului vostru altruist, chiar și acum, în acest moment, în cel pe care l-ați săvârșit acum, deschideți fluxul informațional astfel încât intensitatea stropilor de informație să fie direct proporțională cu puterea voastră de dăruire. Vă
Vă doresc ca toți să aveți parte de ploi torențiale, de dăruire. Sunt stropi de lumină care coboară în structura voastră. Dăruiți și primiți. Este acesta exercițiul lui 1. Pragul de evoluție la care voi ați ajuns acum. Să manifestați conștient puterea voastră reunită. Cei care consideră că au făcut compromisuri și nu au luat cu adevărat soluțiile pe care le simțeau că sunt bune, în acest moment au puterea și șansa de a reveni. Revenim ușor. Conștienți. Vindecătorii din voi s-au activat. Conducătorii din voi s-au activat. Luptătorii din voi s-au activat. Inițiații din voi s-au activat. Spre plinele cel mai înalt general al civilizației umane. În toate sferele de activitate, la nivel global, se realizează înfrățiri și colaborări. Treceți dincolo de formalități și orgolii, mi se spune. Revenim ușor. Vedeți că în fluxul ăsta pe care îl simțiți, simțiți puterea din voi. Rețineți acest aspect al ființelor puternice. Da, puterea asta oricând este în voi. Cu smerenie și înțelepciune să o utilizați. Să fiți înțelepți voi sunteți stăpânii puterii și nu puterea vă domină pe voi. În acest moment, forța interioară începe să se restrângă. Ea este în noi. Revine ușor la nivel de potențial. Conștienți, revenim. În acest timp și spațiu, în dimensiunea noastră. Coborăm ușor. Percep în continuare prezențele
ființelor luminate, spiritelor puternice, atât ale umanității, cât și din alte civilizații, conducători ai tuturor timpurilor și spațiilor. Se transferă către voi. În momentul ăsta suntem încă o dată conștienți că suntem în templul conducătorilor de la Costești și observ că din structurile informaționale, spirituale, ale tuturor acestor conducători sunt transmise raze către noi. Noi suntem în mijlocul unui cerc, ne formăm un cerc în interior, iar ei sunt în exterior, în exteriorul nostru și emit aceste frecvențe și vibrații către noi, aceste frecvențe, informațiile de care avem noi nevoie acum. Puteți simți ca niște vibrații ușoare în corpurile voastre sau în palme, cam chiar sau poate mici pișcături. Este o energie mai dură aceasta de a fi lider, de a fi puternic. Îți trebuie o anumită forță interioară care să-i facă față în același timp. Este o energie destul de puternică, ca intensitate mă refer. În acest moment revenim ușor. Ei dispar înapoi în dimensiunile din care au venit. Percep prezența lupului alb în fața noastră, totemul neamului nostru, precum și spiritul Zalmoxian. Înveșmântat în alb, cu toiag, plete și barbă albă. Iar lupul alb îi stă în dreapta. Cer să văd dacă spune, dacă transmite ceva. Spiritul națiunii voastre este în voi. Noi suntem vii, vorbește numele lui și al lupului alb. Noi suntem vii în conștiința voastră. Străbunii neamului vostru ne-au purtat în ei.
Noi suntem vii în conștiința voastră. Mi se repetă. De aici credința, de aici puterea, din această conștientizare a prezenței noastre vii în celulele voastre. Îmi arată într-o direcție în dreapta lui cum stă în fața noastră, oarecum cum stă poziționată, percep ca și cum ar arăta pe direcția sarmii Segetusei. Văd cerul ca la asfințit, dar sunt nori. Văd mult nuanțe de portocaliu și roșu, ca și cum sunt nori de furtună. Este ca un avertisment. În acest moment, o rază de lumină din zona cetății dacice, de la Sarmii Segetusa, din zona sacră, o coloană de lumină din interiorul pământului, sparge acei nori de furtună. Creează un culoar în care se vede lumina către sursă. Mi se spune, norii sunt creați de voi, de mințile voastre. Dar tu vezi, lumina există în continuare. Așa să știi că o națiune nu piere, după cum gândesc unii. Un neam, o civilizație, trăiește prin esența luminii interioare. Aveți încredere în lumina voastră interioară. Am mai multe informații. Au venit mult, foarte rapide. Foarte rapid au venit aceste informații. Încerc să le sintetizez rapid. Deci, practic, prin lumina noastră interioară nu permitem crearea unor programe toxice, ci pur și simplu suntem determinat să fim precum acea lumină cum țâșnește la Sarmii Segetusa după modelul acela în care reușește să, practic, să străpungă norii, deci nu contează câți nori și cât de
groaznică este imaginea, vă spun, este o imagine destul de urâtă, cu nori roșiatici, cu luminați așa, sângerii, da? Deci prin activarea, exact cum a fost mesajul, prin activarea luminii voastre interioare, voi faceți față vremurilor ce vor veni. Credința voastră nezdruncinată în ceea ce sunteți voi lumini vii ale esenței voastre. Veți face față vremurilor ce vor veni. Le mulțumim în acest moment, revenim ușor, conștienți de prezența noastră. Încă o dată călătorim pe raza de lumină către corpurile noastre din acest timp și spațiu acum. Revenim ușor. Mulțumim veghetorilor planurilor superioare, vine cu un mesaj. Aduceți-vă aminte de activările din voi și activările care s-au realizat. Nu aveți de ce vă teme. Sunteți lumini vii. Revenim conștienți de prezența noastră în acest trup, structura noastră se aliniază perfect, corpurile noastre sunt în acest timp și spațiu acum. Mișcăm ușor mâinile, picioarele. Deschidem ușor ochii. Ce este important să rețineți că mesajul principal, că pe măsură ce voi dăruiți, din dăruirea voastră sinceră, din ajutorul pe care îl oferiți, vouă vă sunt sporite darurile și sunteți la rândul vostru regenerați, vi se dă forță. De asemenea, ați văzut că la un moment dat, eu deja am început să uit, dar având noroc cu suportul că este înregistrat. Ei au spus despre activări la un moment dat, au spus că se activează, nu se referau doar la noi, se refereau și la alte domenii, la persoane din alte domenii de activitate. Deci la toți oamenii, celor cărora le este necesară această activare de lumină, acum, aș vrea să încercați să înțelegeți că
sensul existenței voastre nu îl regăsiți doar restrângându-vă la interesul vostru personal imediat. Multe ori tindem să vedem viața doar din perspectiva necesităților noastre imediate. Cu toții suntem părți active ale acestui întreg sistem universal. Și automat, înțelegând că dacă tu trăiești într-un sistem care funcționează perfect, inclusiv tu ești beneficiarul acelui aspect armonios. Deci n-ai cum să te extragi unui sistem sau unei forme. Tu ești acolo. Dacă tot ești acolo, decât să intri și să generezi blocaje, frământări, distorsiuni și așa mai departe, lucrează cu tine, crescându-ți vibrația, automat ridici planul și vibrația întregului plan în care noi trăim, da? Întregului sistem. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea de astăzi. Vă aștept și mâine seară. Înregistrarea va fi postată imediat și pe YouTube-ul Dimitri Apuchiu. Apoi vă rog să vă și abonați, cei care nu v-ați abonat încă la acest canal de YouTube al meu personal. Revăzând și refăcând aceste meditații permanent, practic vă este foarte ușor că aveți un instrument de lucru cu voi înșivă. Și nu numai cu voi înșivă, înțelegeți că funcția noastră de co-creatori asupra lumii în care trăim este cât se poate de reală. Vă rog să distribuiți toate aceste live-uri, aceste înregistrări, așa cum pe voi v-au ajutat și v-au susținut, aveți curajul să le distribuiți. Pentru că în felul acesta îi puteți ajuta pe foarte mulți oameni. Gândiți-vă că noi aici suntem oarecum într-un cadru restrâns, suntem destul de puțini, da? Față de potențialul care există. Haideți să aducem lumina și informația benefică în apropierea ființelor care sunt pregătite, să venim și noi în întâmpinarea lor. Nu așteptați tot timpul să primiți doar voi și rămâne acolo stocată această informație. Dăruiți-o, pentru că în felul acesta cu toții facem lumea aceasta mai bună. Și încă un aspect. Indiferent cine suntem, unde lucrăm, ce activități avem, ce vârstă avem, toți împreună creăm unul. Trăim vremurile unității. Este momentul să conștientizăm această unitate, să fim frați cu toții. Exact cum au fost și mesajele, să renunțăm la orgolii, la formalități. Vă mulțumesc celor care îmi transmiteți mesaje și poate prea puțin știți, eu sunt de acord cu o exprimare directă. Deci fără doamna, dumneavoastră și așa mai departe, numele meu este Dimitria, deci nu mai vă formalizați, pentru că orice formă de formalizare creează oarecum o separare. Noi suntem ființe ale acestui pământ, suntem ființe egale din punct de vedere spiritual și automat haideți să comunicăm de la suflet la suflet. Vă aștept cu drag și mâine seară, deci la ora 19, vreau să vă atrag atenția, poate nu știați, dar de mâine se schimbă ora, da? Din seara asta sau mâine seara? Din seara asta. Deci din seara asta se schimbă ora, deci mâine luați noua oră în calcul, da? Ora României. Da? Deci ora 3 devine 4, se dă ceasul înainte cu o oră. Automat, noroc că cu tehnologia asta, majoritatea telefoanelor mobile sunt adaptate imediat, li se schimbă automat ora de către cei care dețin sistemul de comunicații.
Dacă nu, țineți minte, mai verificați, mai uitați-vă și la televizor, eventual la posturile care afișează ora, da, de transmisie. Sunt canale, în special, cred că dacă nu mă știu, canalele de știri sau, mă rog, diverse alte emisiuni, în care este trecută ora reală. De alea, eu cred că măcar acolo există o actualizare serioasă și nu apar erori. De aceea vă spun că fiecare dintre noi, indiferent de timpul, de ora la care revizionează, când hotărâți să refaceți aceste meditații, și rugămintea mea este să distribuiți înregistrarea de pe camera TV, da? Adică înregistrarea de pe YouTube, nu aceasta de pe Facebook, pentru că asta de pe Facebook are anumite distorsiuni din cauza semnalului. Pot apare întreruperi scurte de semnal și atunci nu are aceeași claritate. Așa cum v-am spus, am luat această măsură de verificare, de asemenea de salvare suplimentară a informației. De aceea vă recomand încă o dată, celor care vreți să comandați cărțile, aștept mâine, mai ales pentru cei din București, în cursul dimineții până în prânz, am rugămintea să dați comenzile pentru București. Pentru că mâine vrem să distribuim pe București, da? Aceste cărți. Deci comandați-le și în seara asta, că noi mai stăm până mai târziu, deci puteți suna și acum dacă acum vă este mai ușor, dar și mâine dimineață, deci până în, hai să zicem, până într-o ora 12, pentru că avea timp să se ducă soțul meu să le distribuie. Pentru cei din țară, de asemenea, tot mâine, da, transmiteți aceste comenzi, pentru ca luni, da, cât mai devreme, să depunem coletele la poștă. Nu se știe ce se va întâmpla cu transporturile, cu regimul de circulație, dacă cumva nu apare alte restricții. Și pentru a avea timp să intrați în posesia cărților, și noi trebuie să avem timp să le transmitem cât mai rapid. Așa cum v-am comunicat, noi le transmitem prin poșta română, nu așteptați avizarea din partea poștei, ci duceți-vă, noi când vă anunțăm că am pus coletul, de exemplu pentru coletele care le punem luni, miercuri, cărțile, da, trebuie să fie la oficiile poștale de care aparțineți. Deci vă duceți cu AVB-ul, cu codul pe care noi vi-l transmitem prin SMS, și în felul ăsta este mai ușor de identificat coletul. Poșta Română asigură că în două zile, indiferent de distanță, pe teritoriul României, coletele ajung. Pentru cei din străinătate, sunt granițe închise. O să mă interesez să văd dacă cumva se mai pot transmite colete, dar în condițiile în care oficiile poștale în țările respective s-au dat norme de izolare, cu siguranță nu mai aveți nici măcar voi cum să vă duceți să ridicați acele colete. Deci mai aveți un pic de răbdare. Uite, până reușim să intrați în posesia acestor noi volume, o să încerc să mai recitesc pasaje care să vă ajute, ce consider că ce sunt și eu inspirată să vă transmit din conținutul acestor cărți. Da? Să mai vă aline un pic dorul de a le avea în față, da? O să încercăm pe cât posibil, cum vă spuneam, să transmitem cât mai repede aceste colete, dar pentru asta și voi, și anunțați și pe prietenii voștri, puteți să vă cuplați, de exemplu, dacă sunteți în același oraș, da? Mai multe persoane interesate de cărți. Facem un colet comun, da? Ca să nu plătiți taxe poștale inutile, da? Deci un singur colet pe mai multe seturi sau pe mai multe cărți. Deci în felul acesta ajunge mult mai repede, o singură persoană este nevoită să se deplaseze până la poștă. De asemenea, poșta, de exemplu, pentru ridicarea coletului, poți să trimiți pe cineva care știi că iese, deci îi dai buletinul și ai încredere în el și te duci, lași pe respectivul să se ducă dacă tu, nu știu, ești în vârstă, nu poți sau, da?
La poștă, credeți-mă că nu este nimeni, a fost soțul meu, nu mai sunt cozile pe care le știați, cam toată lumea a respectat și stă mai mult pe acasă, deci nu aveți de ce să vă îngrijorați că stați în aglomerație. Da? Deci chiar vineri a fost soțul meu după amiază la poștă, a depus un prim set de colete și era singur, da, singur cu funcționarii. Da? Neștiind ce ne rezervă ziua de mâine, de asta apelul meu este ca pentru a beneficia de aceste cărți și dacă chiar vă doriți acest lucru, grăbiți-vă să le comandați. Pentru terapii, consilieri, de asemenea, sunați la numărul de telefon de pe site, da, 0720831965, fac consilieri și terapii la distanță, condițiile le găsiți pe site-ul meu, pe pagină, acolo găsiți condițiile de realizare, poate să fie o sesiune de jumătate de oră sau de o oră, depinde de fiecare cât dorește, iar în vremurile acestea, începeți deja să aplicați cunoașterea pe care o dobândiți. Rolul sesiunilor pe care eu le realizez este acesta de a vă ajuta să aduceți în practică, de a veni în întâmpinarea voastră, să vă dați seama cât de ușor este să utilizezi informația, cât de ușor este să găsești o soluție. Ați văzut și prin meditațiile care le-am realizat în ultima perioadă cu creșterea vibrației, cu accesarea informației. Da, să nu vă surprindă că în zilele ce vor urma vor veni lucruri cu totul neașteptate. Nici eu, de exemplu, la intrarea în meditație, eu nu știam spre ce câmpuri sau ceea ce mi este dat să trăiesc în timpul acelei meditații. De asta vă spun că sunt clipe unice pe care reușim să le imortalizăm și prin intermediul filmărilor, dar important este să participi la aceste live-uri. Când suntem mai mulți, puterea noastră reunită are forță mult mai mare de materializare, da? Și inclusiv pentru dorințele voastre strict personale. Vă aștept cu drag, aminteșteți ce ești și astfel lumea este schimbată. Pe mâine seară!